Bună dimineața, copii! Știți că săptămâna aceasta vorbim de mijloacele de transport pe apă. Am pregătit pentru voi astăzi un mic joc. Ce observați voi că am eu aici? Niște jetoane, corect. Eu am niște jetoane. Pe aceste jetoane sunt desenate tot felul de mijloace de transport care se deplasează pe apă. Adică plutesc. Aceasta este o barcă. O vedeți? Este o barcă. Are nevoie de o vâslă pentru a se putea deplasa cu ușurință. Barcă. Ce sunet auzim când spunem barcă? Auzim sunetul B. Despărțim în silabe cuvântul barcă. Bar-că. Foarte bine! Cuvântul barcă are două silabe. Vă las pe voi să faceți o propoziție frumoasă. Vă dau și eu un exemplu. Am plecat cu barca la pescuit. Las bărcuța aici. Iată, un alt tip de barcă. Este o barcă cu motor. Ați observat? Prima avea vâsle. Aceasta nu are vâsle. Este o barcă cu motor. Barcă. Tot cu sunetul B începe. De data aceasta vă las chiar doar pe voi să faceți o propoziție. Ce jeton am ales? Ce este acesta? Este un jet scooter. Un jet scooter? De obicei, acest mijloc de transport îl întâlnim la mare. Atunci când ne place să dăm o tură sau să ne plimbăm cu scooterul pe apă. Jet scooter. Cum observați, el începe cu sunetul J. J, jet, așa se scrie, jet scooter. Pentru că, vedeți, când merge în spatele lui, lasă un jet de apă, un jet scooter, jet scooter. Am să vă mai prezint un alt mijloc de transport. Ia uitați-vă! Opa! Un iaht. Ei, ce este iahtul? Este o bărcuță care la fel are motor, dar de data aceasta are și pânze. De obicei, cu acest iaht putem face călătorii scurte pe insule. Iaht. Iaht. Când spunem iaht, sunetul inițial este Y. Y seamănă cu o praștie. Este un sunet, o literă, cu care nu prea știm foarte multe cuvinte în limba română. Punem iahtul, dăm la o parte. Voi începe cu vasele. Adică, acesta este un vas de război. Vas. Vas. Începe cu sunetul V. Vas de război. Tata a călătorit pe un vas de război o lună de zile. Voi ce propoziție îmi puteți spune? Alt vas. Vas de croazieră. Adică este un vas unde oamenii călătoresc o săptămână sau două și vizitează mai multe obiective turistice. Adică ei fac o croazieră. Ia uitați, vas începe tot cu sunetul V. Fac și eu o propoziție și vreau să-mi spuneți și vă o propoziție. Mă gândesc să pornesc cu un vas de croazieră prin jurul Greciei.
Alt vas. Vas de pasageri. Începe tot cu sunetul V. Vas de pasageri. Care e diferența între vasul de croazieră și vasul de pasageri? Păi cum? Croaziera are un scop turistic. Vasul de pasageri poate fi pur și simplu vreau să călătoresc până la o rudă de-a mea care locuiește în cealaltă parte a oceanului. Voi lua un vas de pasageri. Am făcut și o propoziție. Vreau să vă aud și pe voi. Tot cu sunetul V, mai am un mijloc de transport pe apă. Un vapor de marfă. Îl vedeți? Este încărcat cu mii și mii de colete. Vapor de marfă. Am terminat toate jetoanele mele care le aveam cu sunetul V. Mai am doar două jetoane. Acesta sunt sigură că-l știți. Îl ați văzut în cântecelul pe care vi l-am trimis eu marți. Este un submarin. Submarin. Începe cu sunetul S. Am călătorit cu un submarin sub apă și am văzut o caracatiță uriașă. Submarinul călătorește sub apă. Aștept și o propoziție de la voi. Mai am aici un singur jeton. Acesta se numește aeroglisor. Începe cu sunetul A. Aeroglisor. Ce este acesta? Nu ați mai văzut așa ceva? Este o navă pe o pernă de aer. Se deplasează, vedeți, are aici așa o pernă de aer. Da? Această pernă este formată din jeturi de aer și plutește deasupra apei. Navele cu perne de aer prezintă o mulțime de avantaje, cum ar fi viteza mare, rezistența și consumul mic de combustibil. Ele sunt folosite la transporturi de pasageri, la patrulare, pază pe distanțe scurte, servicii de ambulanță și unele modele mai mari chiar pentru operațiuni militare. Aș putea să fac o propoziție așa. Militarul a plecat cu aeroglisorul în misiune. Aeroglisor. Sper că v-au plăcut toate jetoanele mele. Le voi pune pe toate din nou aici. Și aștept de la voi să-mi spuneți o propoziție, să-mi alcătuiți propoziții cu unul dintre aceste mijloace de transport care vă plac vouă cel mai mult. Ce mijloc de transport vă place vouă cel mai mult? Aștept o propoziție și de la voi. Vă pup! La revedere, copii!